Aici era un drum până acum câteva secunde, dar o cam luat-o la vale, de acolo cum vine. Se ziceau oamenii că încă nu-i maxim, că acum avea să coboare de pe dealuri apa, care uite câte piatră a dus. Aici era un canal fain, acum uite aici, un munte. Aici în spate este o cultură de grâu, ce-a mai rămas din ea. Deci așa ploua că nu vedeai la câțiva metri în față. Și nu poți să treci aici din partea asta, că e prea urâtă apa. E milă de cultura aia de grâu, că am văzut cum vinea prin ea așa valul de apă. O lovan de sute de chile le-a luat și le-a mutat, de parcă ar fi drumă orbit, știi? Nu știu unde campăm noi din cauza la vremea asta, dar undeva găsim noi ceva zonă să le punem cortul, să nu ne ia apa. Aici, da, uite, oamenii deschid curțile ca să iasă apa din curți. Da, că au dealul în spate și tot ce se dă pe deal. Uite și uite cum a spălat drumul. Suntem în localitatea Mircea Vodă. Da, și ploua de... Uite, aici era, e drumul, de fapt. Era, uite, și copacul ăla, de l-am mișcat un pic. Uai, dar ce-i în față? Te-am în două părțile, așa-i? Da. Și pe câmp. Munții Măcinului, acum am ajuns în satul Greci. Peisajul e, cum să zic eu, e foarte diferit. Aici e jucăria care așteaptă să pun un pic în, la practică. Deci acolo în spate este un copăcel, acolo. Hai să vedem cum se vede prin chestia asta, cum se vede copăcelul ăla. 2, 3 și... Asta e vârful unde suntem acum. Hai că mă duc la un ciobar să văd dacă ne dă un pic de urdă și cașca să avem ce gusta pe seară cu carasul cumpărat din Delta. O sticlă de Dumitrov. Dumitrov? Am primit-o cadou. Ne să dăm la domnul să văd dacă ne dă pe ea urdă, prem urdă și caș. Uite aici, domnul. O, de cu animalele. Dumneavoastră? Am venit să stăm un pic cu cortul aici. Foarte bine. Că nu deranjăm, nu-i nu problemă. E cam în drum acolo, vă deranjează, e prea în drum. Da, păi noaptea, cine vine noaptea pe acolo? Trece mașini, toată noaptea. Peisaj mioritic, sau mioritmic. Vede cum se uite asta la mine. De ce te uiți? Uite. Nu mai se uite, dacă vedeai cum se spre ea. Și munții Măcinului cu marele lor vârfuri, cred că asta are undeva la 290 de metri înălțime. Cam așa, cam cât un deal din Mureș. Porcolețul, ce-i baiul? Du-te la moșul, du-te la moșul, eu n-am de mâncare. Ce trebuie, porculeț? Ce vă trebuie vouă, hă? Ce-i? Da? Bine, uite, astea mici. Voi ce vezi, porculeț? Voi ce vă trebuie? Hai că nu vă mănânc, uite. Bine, care-i baiul? Nu mă muști. Uite, cum stau lângă mine. Hai. Așa, liber, n-am nicio treabă. Uite, altfel de porculeț, ce faină să știa. Căprița. Vii până la mine, nu vine, e frică de mine. O stână în munții Măcinului. Ce fain arată, așa-i? Hai că am ajuns la domnul cioban să vedem ce brânză ne dă. Da. Asta ne-i arată aproape ca și tot chestia. Ia. Dacă vă place așa, bine, dacă nu, vă mai dau sare. Nu-i sărat asta. Superbă. Hai și dau și loc plicul. Ia, domnule. Ia să vedem. Nu, nu-i sărat. Foarte bun. Foarte bun mirosul. Mirosul e bun, nu știu gustul. Perfect. Ce gustul e, ce trebuie? Așa, de o masă. De stejar ăștia ziceam, uite ce stejar fain este aici. Aici chiar lângă stănișoară. Vedem dacă fântâna totuși seacă. Ai mai un mic bolovanel. Cum sună? Dar fundul nu se vede, hai să vrem, aruncă. Da, unde arunci în ăla? A, nimic. Ce, e seacă? Hai că ce să văd dacă pot să mă apropie de ei, să văd un pic cât de cuminte sunt căluții ăștia. Căluții, hai că vin până la voi să vă filmez un pic. Uite cum fug de mine, uite cum fug, mici prietenoșus. Bă, dar nu vă mănânc. Of, hai că mă duc să caut alții cai, oare nu mai fi cai pe aici? Slabe șanse. Mă trebuie să recunosc că e foarte interesant cum aici pe jos nu vezi iarbă aici în Măcin. Vezi tot felul de plântuțe, nu știu ce-s astea. Am adus niște caras din Delta, suntem în munții Măcinului, 2, 4, 5, 6, 7, 8, să zicem că eu mănânc 3, Ina 1? 1. 1.
Moșu 2, Bulan 2, nu? Cum e rețeta din Delta? Ia să facem un pic de spațiu aici. Păi nu fugi, stai acolo. Am spart o piatră de aia mare frumoasă în 4, ca să pot să avem o masă, că am putea să luăm o masă faină. Și cum fac ăștia în Delta peștele? Ăsta e un caras, da? E prins la Năvod, l-am luat ieri, alaltă ieri. Și ce fac ei? Ei nu pun făină deloc pe el, doar așa, uite, îl plestează așa, des. 1, 2. Fac plesături multe și dese. Și pun doar sare mare pe el, atât, altceva nu mai se pune pe caras. Și după ce faci câteva din astea crescături, câte am făcut, hai să văd chiar câte intră. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cred că 10 intră. Bun, perfect. 10 din astea, da? Acum mai punem sare pe el și bag direct în tigaie, fără nimic altceva. Uitai că am mai luat încă unul ca să facem puțin mai aproape, să vedeți cum se taie peștele și cum se face rețeta dobrogeană de caras. Camicu, țitașul meu, de asta, de traistă. Se vede acum cum se face peștișorul. Carasul trebuie să fie neapărat proaspăt. Adică ori prins pe loc și congelat o zi, două, ori chiar din ziua aia, da? Arată un caras. Și spalat, e frumos, acum doar verdeață mai are pe el, mai punem niște, un pic de piper dacă vreți. Și în tigaie imediat. Acum îi fac pe toți, după aia arăt imediat pe toți. Ia să văd acum, îi trebuie la asta. Ia chem alinea pe toți frumos, pe soldăței noștri 8, din Pardina. Acum urmează să salucem sarea. Eu sincer aș mânca pe ăsta 8-ul, pentru că cu cât e mai mare carasă, cu atunci sunt mai puține oase. Cine mănâncă ăsta o să aibă puțin mai multe lucru. Ia acolo un cățăr care mâncă capetele de pește. Merg să prindem un pic apusul la copăcelul singuratic, aici cu bulan. Ce-i miciurică? Un spin? Ceva? Ceva spin. Asta e copacul singuratic, The Lonely Copăcel. Și munții măcini care pornesc brusc din pământ. Mi se pare că iasă din câmpie munții aia. Aici am pus corturile. Acolo în spate am îngropat peștele în pământ, la care e congelat. Sper să țină până mâine, că aici nu avem frigider nimic. Deci o idee bună ar fi că atunci când aveți... Uite, acolo este veste pește congelat, îl vedeți? Eu nu-l văd, dar știu că e acolo. Să sperăm că nu plouă prea tare astăzi și în spate munții, cum zic eu, măcrinului, dați munții măcinului. Undeva mă duc să fac niște expunere, uite acolo sus sunt niște ochi. Se văd ochii a doi care se uită la mine. Dar se uită așa foarte atent. Dar nu se văd pe imagine asta mai multă lumină. Acum se văd? S-a pus jos. Ia să vedem ce e acolo. Sper să nu fie vreun râs. Că la ea nu le frică de... Uite, uite, e complicat. Oricum munte aici în măcină, muncii măcinului, ca să mă duc să fac niște expuneri. Se văd munții ce faine sunt. Tot stânci pe aici. Uite acum iau un pic la lumina de tot jos. Na, ce se mai vede? Mă învârt în cască, vreți să știți, uite, mă învârt, vedeți? Mă învârt. E noapte. Hai să facem un podor, pe aia vă arăt cum a ieșit.